Era raionul la Cluj, de-abia ne dăduseră mașinile de antrenament, supernovele, nu știu ce. Mașină de antrenament nouă. Așa. Și plecăm cu ea la Cluj, era primul Raliu la care ne duceam. La fiecare frânare mai tare, așa, venea un jet de lichid alb, așa, din. știi că mașinile de antrenament nu au tapiserie. Da, 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 Din contra bă, fortuirea asta la la plafon, la partea asta dura mașinii și cum îi zice, venea un jet de lichid alb așa pe noi, ce, că este de aia de săpun, știi, zeamă de aia de săpun, venea pe noi. Păi, dar de unde vine atât și de unde? Și că are un rezervor în spate și pe mine și pe Păi, nu mai frâna brusc așa, că e problemă, ajungem, cine știu, fi și chimic vreo chestie de ne... Bun, am ajuns la turda, a început ploaia. Când a început ploaia, a început să ne stropească pe față. Noi eram în mașină. Nu, ce dracu s-a întâmplat? Am oprit, am cumpărat niște cârpe și le-am pus pe la tocușilor, ușilor, știi? Pă la să chedere, le prindă, acolo, da, chedere. Deci când am ajuns la Cluj, da, ce am banca, eram în fața hotelului. Când ne-am dat jos din mașină, ăsta zice, bă, da, cu ce ați venit cu motocicleta? Da, de ce, mă? Păi zice, uitați-vă, mă, și voi în oglindă cum sunteți. Deci era ce că am venit cu motocicleta.